Bun găsit tuturor la știri, sunt Onelia Pescaru, iată ce subiecte v-am pregătit pentru ediția de astăzi a știrilor Mix TV. Protestul actorilor de la Teatrul SIC Alexandrescu din Brașov s-a lăsat cu miros de brânză și slănină. Despre ce este vorba vă spunem imediat la știri. Aglomerație la ușa Agenției pentru Protecția Mediului din Brașov. Ce s-a întâmplat aflați în câteva momente. Pentru petrecerea sărbătorilor de iarnă, la mare căutare sunt pensiunile din Sohodor, iar multe dintre acestea au toate locurile rezervate. Cine donează sânge este binevenit la Dracula Film Festival. Mai multe detalii imediat în grupajul informativ. Trei copii cu vârstă între 3 și 6 ani și doi adulți au ajuns la spital după ce au fost implicați într-un accident petrecut pe strada Basarabiei, lângă colegiul Dr. Ioan Meșotă. În accident au fost implicate trei mașini, iar la fața locului s-a intervenit cu două echipaje smurd și o auto specială cu apă și spumă. Vom reveni cu amănunte. Un bărbat dat în urmărire internațională de autoritățile din Cipru pentru viol și tâlhărie a fost prins de polițiștii brașoveni în localitatea Apața. Pe numele acestuia, autoritățile judiciare din Limassol au emis mandat european de arestare pentru săvârșirea infracțiunilor de viol și tâlhărie. Bărbatul este bănuit că în anii 2009 și 2011 în Limassol ar fi acostat pe stradă două tinere de 18 și 23 de ani pe care le-ar fi violat și deposedat prin violență de un telefon mobil și un aparat de fotografiat. Brașovenii iubitori de teatru care sperau să prindă în weekend un bilet spre fericire în sala de spectacole a Teatrului SIC Alexandrescu au avut parte de un nou act al deziluziei. Actorii protestatari au schimbat scena și lumina reflectoarelor cu picnicul din fața teatrului, noua formă de protest aleasă fiind una care i-a bulversat definitiv petrecători. Actorul a ieșit în stradă să-și cumpere ceva salam, era în haine de paradă, ca voievod peste un neam. Conflictul durează de mai bine de o săptămână, iar până acum au fost anulate mai multe spectacole. Cu toate acestea, pe scările Teatrului SIC Alexandrescu, toamna se dovedește a fi una săracă în spectacole și aplauze și cu adevărat bogată într-un adevărat festin culinar decupat parcă din Ziua Recoltei. Avem un picnic câmpenesc unde putem găsi mâncare tradițională românească, jumări, avem niște roșii, nu prea par românești, dar ăsta le avem. Avem ceapă, slănină, aici se ocupă colegul meu cu slănina, avem mere, avem biscuiți, avem pâine, cafea, aici ce? Cafea, calde. Domnii de la primărie care fac chestia asta, care cred că așa trebuie să meargă lucrurile în continuare, să fie un sistem din ăsta corupt în care oamenii se instalează în felul ăsta, ce vor ei e să nu afle publicul. E să facă în așa fel încât lucrurile să se așeze, încât să vină tot oamenii lor, dar publicul să nu afle. Singurul mod în care putem noi să-i facem pe oameni să afle a fost, și să ajungem cumva în presa centrală în felul ăsta, a fost să oprim stagiunea. Spectacolele au fost suspendate în semn de protest față de concursul organizat de către Primăria Brașov. În 29 septembrie am asistat la o probă a interviului care a fost lipsită de imparțialitate din partea trei membrii din comisie. Actorii nemulțumiți au venit la ineditul protest cu tot tacâmul pentru o masă copioasă, de la legume și mezeluri la dovleci, mere și cafea, spre deliciul trecătorilor. E cel mai tare picnic pe care l-am avut în viața mea, toată locația și atmosfera și faptul că suntem alături de niște oameni chiar deosebiți, oameni de cultură, care au apelat la acest mod inedit. Ne-aș exprima practic o revoltă față de toate aceste dedesubturi politice, toate aceste mașinațiuni care se pare ating chiar și zonele cele mai, să zicem, de elită, pe care măcar acestea puteam să le lăsăm în afara mizeriei morale în care noi trăim. Am venit să-i susțin pentru că și să le reamintesc tuturor, teatrul nu este al lor, al celor din primărie, teatrul este al brașovenilor. Și pentru că încă păstrăm în noi acea emoție pe care artiștii noștri ne-o transmit de fiecare dată, suntem aici. Printr-un comunicat de presă transmis recent, sindicaliștii din cadrul Teatrului SIC Alexandrescu au reacționat după protestul tip picnic al actorilor nemulțumiți de alegerea lui Dan Marius Zarafescu în fruntea instituției.
Ei îi acuză pe aceștia că au condus la diminuarea salariilor angajaților teatrului și că au recurs la o grevă ilegală, sprijiniți fiind de directorul interimar al instituției, Mariana Hudișteanu. În acest context, viceprimarul Mihai Costel spune că prejudiciul de imagine creat Teatrului Brașovean este major. În momentul acesta avem o contestație depusă de către unul dintre cei candidați. Avem termenul de 3 zile de soluționare a contestației. În funcție de soluția pe care o vor da membrii Comisiei de soluționare a contestațiilor, vom numi noul director sau vom relua procedura de concurs. Dar încă o dată repet, ceea ce se întâmplă în momentul acesta la Teatrul Sica Alexandrescu nu este normal și mai mult nu este normal din partea conducerii să nu găsească soluție de mediere, așa cum prevede legea, de aplanare și de preîntâmpinare a acestor conflicte, ci mai mult să alimenteze acest conflict. După ce împreună cu colegii mei actori am asistat la etapa a doua a interviului pentru postul de director al teatrului, unde am asistat la o etapă în care noi trebuia să fim convinși cât de bun este candidatul și ce lucrare bună a făcut, colegii mei au decis din acea zi să nu mai urce pe scenă și să nu mai joace spectacole. Sunt 13 actori care protestează în diverse forme. Dacă protestul va continua și în zilele următoare, singura șansă ca spectatorii să fie martorii talentului actoricesc exprimat în sala Teatrului Sica Alexandrescu va fi doar în cadrul festivalului Dracula Film, care va debuta miercuri la Brașov. Coadă de 300 de persoane la Agenția pentru Protecția Mediului din Brașov. Oamenii s-au așezat la rând chiar și de la ora 4 dimineața pentru a-și depune cererile de finanțare pentru instalarea panourilor solare sau a pompelor de căldură în cadrul programului Casa Verde. Pentru Casa Verde, pentru asta stăm, să vedem dacă e rost, dar am numărul 304, așa că nu prea văd eu să am șanse, după cum vede de merge de prost ca la noi în România, ce să-i spun. Ați la coadă de când? De la 4. La 4 dimineața? Da. Și credeți că veți reuși să... Cred că nu. Dacă ei nu iau o măsură ca să stocheze dosarele, să dea un număr de ordine, am pierdut. Vine fiecare după capul lui cu listă, cu nu știu ce. Ar trebui oamenii care sunt acolo să facă o organizare mai frumoasă, mai corectă. Colegii mei lucrează practic la foc continuu. Nu facem nicio pauză, se înlocuiesc unul pe altul. Noi încercăm să, în timp, să luăm cât mai multe dosare posibile, dar este o limită pentru că se verifică componența dosarelor și nu vrem să apară niște greșeli. Scopul programului Casa Verde este de îmbunătățire a calității aerului, apei și solului prin reducerea gradului de poluare cauzată de arderea lemnului și a combustibililor fosili utilizați pentru producerea energiei termice, precum și stimularea utilizării sistemelor care folosesc energie regenerabilă. Un solicitant poate depune o singură cerere de finanțare pentru un singur tip de proiect, aferent unui singur imobil, respectiv construcție și teren. La epuizarea sumei aferente sesiunii alocate județului Brașov, nu se mai primesc cereri de finanțare. Pentru județul Brașov a fost alocată suma de aproape 1.640.000 de lei. Copreședintele ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, a anunțat în weekend decapitarea filialei brașovene și despărțirea de fosta echipă de conducere pentru ceea ce a numit în limbaj sportiv trântirea meciului. Conducerea ALDE Brașov va fi asigurată de Ioan Diniță la județ și Radu Pușcariu la municipiu. Nu-mi place să fac comparațiile cu mediul sportiv și cu fotbalul, dar, cum se spune în limbajul curent, au trântit meciul. Asta e realitatea faptelor. S-au angajat că vor face campanie, n-au făcut campanie, au făcut mai degrabă înțelegeri cu adversarii politici, cu PNL-ul. Și lucrul acesta s-a soldat printr-un rezultat catastrofal în municipiul Brașov și sigur că rezultatul pe județ a fost influența. Înscris în ALDE la începutul lunii septembrie, specialistul în insolvență Remus Borza va candida la alegerile din decembrie pentru Camera Deputaților pe listele de la Brașov. Prezenți la Brașov, cei doi copreședinți, Călin Popescu-Tăriceanu și Daniel Constantin, au declarat că obiectivul ALDE pentru alegerile parlamentare din luna decembrie este obținerea unui scor cu două cifre. Remus Borza s-a ocupat de insolvența companiilor Hidroelectrica, CET Govora și Vulcan S.A. prin firma de insolvență deținută de el, Euroinsol, administratorul judiciar al Hidroelectrica. Includerea pe listele ALDE Brașov vine după ce în momentul în care s-a înscris în partid, Borza a afirmat că ar fi încântat să candideze pe listele unui județ din Ardeal.
La Brașov, Borza a fost prezentat de cei doi copreședinți ai partidului, Daniel Constantin și Călin Popescu-Tăriceanu, care au declarat că obiectivul ALDE pentru alegerile parlamentare din luna decembrie este obținerea unui scor cu două cifre. Remus Borza este cel mai puternic candidat la Parlament pe care ar putea să-l aibă Brașov în momentul de față. De ce spun puternic? Nu numai prin cartea de vizită pe care o are, dar prin forța convingerilor și ideilor pe care le promovează, care sunt, sigur, de factură liberală, dar nu numai. Dânsul este un om cu convingeri solide în ceea ce înseamnă necesitatea redării demnității și suveranității României și politic și economic, și cred că acesta este un lucru care merită subliniat, pentru că puțini oameni politici din România vorbesc despre acest lucru. Fostul premier Călin Popescu-Tăriceanu a afirmat că Borza va fi cel mai puternic candidat la alegerile parlamentare pe care l-ar putea avea Brașovul și a amintit că acesta a preluat hidroelectrica în momentul în care era în faliment și a adus-o pe profit. Viziune de pragmatism, de încredere și stabilitate și asumare în cea mai importantă instituție, de fapt o instituție fundamentală a țării, și aici mă refer la Parlament. La vremea când listele se fac și se desfac pe la toate partidele, liberala Maria Grecea crede în șansa ei de a-și duce proiectele mai departe. Singura femeie parlamentar de Brașov a povestit la Mix Actual despre aceste proiecte. Multe dintre ele zac în sertare, soartă de parlamentar de opoziție. Altele i-au fost dublate de PSD. Creșe în orașe, masă caldă în școală. Într-adevăr, este deranjant când te uiți în jur și am colegi în comisia din care eu fac parte, în comisia de învățământ, care dintr-o dată, după aproape 4 ani de mandat, s-au gândit că putem să rezolvăm atât de multe probleme peste noapte. Au devenit vizibili, au devenit foarte vocali, cu multe propuneri care, din păcate, nici măcar nu sunt sustenabile. Sunt proiecte sociale necesare, spune Maria Grecea, nu contează ale cui sunt, important este să se facă. Mai vrea liberala din Brașov programul școală după școală în sistem public. Deschiderea sistemului educațional către societate, adică formarea de specialiști care să-și găsească loc de muncă la absolvire și multe altele. Vă dau un exemplu. Un proiect la fel care îmi stă undeva în sertar, sunt atât de multe, eu am peste 130 de proiecte inițiate, da, nici nu le mai țin minte. Și uneori, din păcate, de cele mai multe ori vorbim despre aceleași. Să vedem dacă își va convinge întâi colegii de partid pentru un loc eligibil pe listă. Listele propuse de la Brașov trebuie validate de conducerea centrală de la București. Timp de 5 zile, pasionații de filme horror și fantasy vor putea viziona în cadrul Dracula Film Festival cele mai noi și apreciate filme de gen, atât în cadrul competițiilor de lungmetraj, scurtmetraj, internațional și românesc, cât și în afara lor. În cadrul evenimentului, brașovenii care aleg să doneze sânge vor primi bilete gratuite la filmele din program. It appears you are out of options. Tell me about the threat known as Inferno. Inferno, filmul de Oscar semnat de Ron Howard, va deschide cea de-a 4-a ediție a Dracula Film Festival, care va avea loc anul acesta în perioada 12-16 octombrie, la Teatrul SIC Alexandrescu, Cinemateca Patria, Cinema One și Centrul Cultural Reduta. În acest an, pe lângă cele 3 secțiuni competiționale clasice ale festivalului, premiul pentru lungmetraj, scurtmetraj românesc și internațional, avem o nouă competiție care se numește Dracula Digital. Este destinată tinerilor între 16 și 29 de ani. Juriul festivalului va fi unul de excepție, anunță organizatorii. Avem un jur internațional format din 3 membri de prestigiu a 3 festivaluri fantastice de prim rang europene, Fright Fest din Anglia, Festivalul de Film Internațional de la Bruxelles și Festivalul de Film de la Lund. Anul acesta, Festivalul de Film Dracula este organizat în parteneriat cu Muzeul Județean de Istorie din Brașov. Acest festival, pe lângă ficțiune, pe lângă artă, avea nevoie și de această parte, de cercetare, știință, de modul cum istoria a abordat această temă de-a lungul timpului. La ediția de anul acesta a festivalului va fi organizată și o campanie de donare de sânge în parteneriat cu Spitalul de Cardiologie din Brașov. De data aceasta, donatorii, pe lângă pachetul de beneficii de la centru de transfuzii pe care l-au
spălare fiecare donator, vor putea beneficia și de premii, vor fi răsplătiți pentru gestul lor, vor avea bilete gratuite la spectacole, cadouri și premii surpriză. La eveniment nu lipsesc anul acesta nici concertele marca Dracula Film Festival. Vineri, 14 octombrie, în Club Rockstadt, după ora 20, vor concerta Altar și God the Barbarian Horde. Piața de miercuri va fi gata în câteva săptămâni. Reprezentanții primăriei Brașov spun că cel târziu, la începutul lunii noiembrie, comercianții se pot muta în noul spațiu. Potrivit proiectului, accesul principal în piața de miercuri se va face din strada Oașului, urmând a se amenaja încă două căi de evacuare în caz de incendiu, amplasate la mijlocul clădirii și un al treilea diametral opus cu accesul principal. Închisă la începutul lunii mai, piața de miercuri va fi redeschisă cel mai târziu la începutul lunii viitoare, după ce se vor termina lucrările la noul spațiu comercial. La piața de miercuri se lucrează în această perioadă la instalațiile sanitare, la sistemul pentru stingerea incendiilor, la instalația electrică și mai sunt de realizat elementele de tâmplărie interioară și exterioară și demontat rulourile de la spațiile comerciale. Reprezentanții primăriei Brașov au precizat că au fost purtate discuții cu constructorul în acest sens, aceștia estimând că până la sfârșitul acestei luni sau cel mai probabil până la începutul lunii noiembrie, lucrările la clădirea de la piața de miercuri vor fi terminate, iar comercianții vor putea prelua standurile. Potrivit proiectului, vor fi amenajate în imediata vecinătate a intrării principale grupuri sanitare pentru public și un birou pentru personalul administrativ al pieței. În interior vor fi amenajate 65 de spații comerciale, fiecare urmând a fi alimentat separat cu energie electrică. Finanțarea este asigurată integral de la bugetul local. Anul acesta se caută pensiunile din Sohodol, comuna Bran, pentru petrecerea sărbătorilor de iarnă. Locurile de cazare în mai multe pensiuni de aici s-au dat mai ceva ca pâinea caldă, iar patronii și așteaptă oaspeții cu bucate alese tradiționale, cu focuri de tabără și plimbări cu trăsura. Norocoși au fost cei care și-au făcut rezervări din timp, pentru că turiștii care au vrut de curând să facă acest lucru au avut surprize de proporții mari, adică nici măcar un loc liber nu mai este pentru Crăciun sau pentru noaptea dintre ani. Liniștea debordantă, peisajul ce-ți taie respirația, dar și ospitalitatea gazdelor i-a făcut pe turiști să aleagă satul Sohodol din comuna Bran. În câteva pensiuni de aici, locurile de cazare pentru perioada sărbătorilor de iarnă sunt deja rezervate. O spun patronii unităților de cazare bucuroși că turiștii se reîntorc în zonă de la an la an. Am epuizat și în acest an foarte devreme locurile de sărbători de Crăciun și de Revelion. Ne bucură acest fapt că în fiecare an așteptăm musafirii cu produse tradiționale. De Crăciun o să tăiem porc, să vadă fiecare cum este această tradiție la Bran, că probabil unii dintre ei nu au participat la acest lucru niciodată. De Revelion o să fie o masă festivă, cu, de fapt, o petrecere în bună regulă, cu lăutari, cu produse tradiționale. Nici în această pensiune din Sohodol nu mai există nici măcar un loc de cazare pentru Crăciun și Revelion. Trebuie să știți că rezervările s-au făcut din timp, unele chiar și din vară. Și în acest an, la pensiunea noastră din Sohodol, gradul de ocupare este de 100%. Pentru Revelion, rezervările au fost făcute chiar din iulie. Pe oaspeții așteptăm cu produse tradiționale și mici momente frumoase, cum ar fi foc de tabără, plimbări cu trăsura. Patronii pensiunilor spun că secretele faptului că lumea vine la ei sunt condițiile excelente de cazare, mâncarea extrem de gustoasă, liniștea, dar și natura. Ne aflăm la poalele munților Bucegi și, după cum vedeți, peisajul este spectaculos. Prețul pentru o cameră în această pensiune din Sohodol este de 120 de lei pe noapte. Dacă unii turiști sunt fericiți așteptând momentele magice ale Crăciunului, când moșul cel darnic le va face din nou surprize, alții nu au încotro și se gândesc unde să petreacă sărbătorile de iarnă. Suntem un grup de prieteni foarte, foarte apropiați și vrem așa ca în familie să închiriem aici pe 3 zile, nu mai mult, și n-am reușit nici măcar pe o zi pentru că nu sunt locuri. Este liniștea dinaintea furtunii pentru că am venit și o să fac o grevă aici, greva foamei, că eu nu plec de aici până nu rezerv locul de Revelion. Aș prefera aici, în această locație.
Corona Wolves Brașov a urcat pe podium în Liga MOL la hockey pe gheață după ce a câștigat cu 1-0 meciul cu MAC Budapesta și cu 6-3 pe cel cu Ferenhare. Ambele partide s-au disputat în weekend în Ungaria. În primul meci jucat la Budapesta cu echipa locală MAC, lidera Ligii MOL, hocheiștii Brașovului au câștigat cu 1-0, însă din formația brașoveană au lipsit Rory Raulic, accidentat, și Ian McDonald, indisponibil din cauza unei răceli puternice. Pe lângă cele două absențe, în acest meci nu a evoluat nici Levente Joc, suspendat. Acesta însă a făcut deplasarea în Ungaria și a jucat în a doua partidă. Meciul cu MAC a adus primul succes al echipei brașovene în fața puternicei echipe din Ungaria. Sâmbătă, în cel de-al doilea joc disputat în deplasare, echipa antrenată de Martin Lacroix a jucat și câștigat cu scorul de 6-3 meciul cu Fehervar Titanoc, partidă în care tehnicianul canadian i-a amenajat pe Rory Raulic și pe Ian McDonald. Lupii au făcut un nou meci foarte bun, la capătul căruia s-au impus cu scorul de 6-3. În urma celor două victorii, Corona Brașov se află pe locul 3 în clasament cu 21 de puncte din 12 meciuri. Lupii mai au de jucat două partide în acest turneu din Ungaria, cu Debrecen și Mișcolci. FC Brașov a terminat la egalitate, scor 1-1, meciul disputat sâmbătă în etapa a 11-a a Ligii a 2-a, în deplasare cu CSM Râmnicul Vâlcea. La capătul unui meci plin de evenimente, brașovenii au fost foarte aproape să-și treacă în cont cele 3 puncte puse în joc. FC Brașov a deschis scorul repede prin Ștefan Grigorie din pasa lui Goge în minutul 7. Echipa lui Jerry Gane putea egala, însă șutul lui Octavian Vasile a lovit bara în minutul 27. Ardelenii au rămas în 10 oameni în minutul 61 după ce Băjan a primit al doilea cartonaș galben. Octavian Vasile a reușit până la urmă să puncteze cu un șut plasat din interiorul careului în minutul 70. Echipa lui Cornel Țălner a fost la un pas să treacă din nou un avantaj, dar lovitura de cap a lui Leca a fost respinsă de Cabuz în minutul 82. Imediat, oaspeții au mai primit o lovitură. Spurle l-a lovit pe Octavian Vasile și a primit al doilea galben. Brașovul a obținut un punct și datorită lui Leca, cel care a respins din fața linii porții la ultima fază. Pentru brașoveni urmează derbiul cu FC Suceava, în care nu vor evolua Zburlea și Băjan. La știrile Mix TV este acum vremea pentru vreme. Vremea se va menține rece pe început de săptămână la Brașov. Pe parcursul zilei cerul va avea înorări temporare și trecător va ploua slab pe arii restrânse. Minima nopții va oscila în jurul valorii de 6 grade, iar mâine se vor înregistra cel mult 11 grade Celsius și averse. Doamnelor, domnilor, acestea au fost cele mai importante informații locale de astăzi la Mix TV. La Mix Actual vin doi tineri consilieri municipali. E vorba de Alexandra Crivineanu din partea PSD și de Octavian Ciovică din partea Partidului Național Liberal. Sunt Onelia Pescaru, pe curând, toate cele bune!